Lăudat să fie Domnul! Vă rog să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 5, de la versetul 11, până la versetul 14 și apoi din capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 3. Ultimele patru versete din Evrei 5 și primele trei versete din Evrei 6. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scump frați și surori, aș vrea să sumarizez un pic gândurile pe care mi-am propus să le împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Atunci când vorbim de lapte, atunci când vorbim despre lapte, vorbim despre o hrană care se potrivește cel mai mult copiilor. De fapt, un nou născut se hrănește aproape în totalitate, aproape exclusiv, cu lapte. Laptele ține de foame, laptele ține de sete, laptele îi ține de durere de burtică, crampe, orice problemă are, laptele este soluția universală a unui copil nou născut. Când vorbim din punct de vedere spiritual despre lapte, laptele duhovnicesc se referă la cele din tâi adevăruri sau adevărurile începătoare ale credinței, așa cum spunea Pavel în Evrei 6, în primul verset. Se referă la doctrinele existențiale. Credința în Dumnezeu, spune aici tot în versetul 1, învierea morților, versetul 2, judecata veșnică, tot în versetul 2. Acestea sunt doctrine existențiale care țin de existența lui Dumnezeu, credința în faptul că Dumnezeu există. N-ai cum să vorbești despre un om născut din nou, care toată ziua se zbate cu semne de întrebare, cu dubii, dacă există, dacă nu există Dumnezeu. Eu cred că un creștin bine așezat în credință poate să mai aibă anumite îndoieli, să se lupte cu anumite îndoieli, dar nu îndoieli existențiale. Nu îndoieli cu privire la existența lui Dumnezeu, nu îndoieli care să ne oblige din nou să sărim cu tot felul de argumente
apologetice, să demonstrăm din nou că Dumnezeu există. Vă aduc aminte că Pavel scria corintenilor și corintenii, cu toate că aveau daruri spirituale, că arătarea darurilor spirituale a fost spectaculoasă în biserica din Corint. Oamenii aceștia aveau mari probleme de maturitate spirituală. Ama, spre binele nostru, dar este un pic ironic, apostolul Pavel să trebuiască să demonstreze într-un pasaj foarte lung și mai ales în 1 Corinteni 15, doctrina învierii morților. Erau în Corint oameni care aveau semne de întrebare cu privire la învierea morților. Și vă aduc aminte, așa de supărat și de nemulțumit a fost apostolul Pavel împotriva acestor oameni, încât a spus, păi voi, din punct de vedere al doctrinei, al învățăturii, sunteți în urma ereticilor care se botează pentru morți. Exista deja o sectă în afara învățăturii sănătoase, oameni care au spus, ce ne facem cu cei care au murit nemântuiți? E mama mea, tatăl meu, ei au venit la credință, dar părinții lor, bunicii lor, unchii, mătușile, n-au murit în credință, n-au apucat să se pocăiască. Și atunci au inventat o doctrină în afara Scripturii să se boteze pentru cei morți. Gândiți-vă cât de absurd este să mărturisești tu credință în locul copilului tău nou născut și să mergi cu el să ți-l boteze popa ca să nu se întâmple ceva și să nu fie încreștinat. E ridicol, pentru că un bebeluș nu poate să-și mărturisească credința. Și Biblia spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cu atât mai adâncă este erezia, să suim baptistier și să spui, eu mă botez în locul lui bunica. Bunica a murit acum 40 de ani, nemântuită, nepocăită, și fac botezul în locul ei, să aibă și ea parte de rai, de împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel le spune corintenilor următorul lucru, să nu interpretăm greșit, că unii au luat versetul respectiv, când Pavel zice, de ce se mai botează unii în locul morților, pentru morți, dacă nu este o înviere a morților? Ceea ce de fapt vrea să spună Pavel oamenilor din Corint, creștinilor din Corint, care nu mai credeau în înviere, care spuneau că aici și acum e totul și cărora Pavel le-a spus, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ei, Pavel le spune, sunt cu un pas înaintea voastră ereticii care se botează pentru morți, că ei măcar cred în înviere. Voi sunteți mai rău ca ei. Ați căzut mai jos ca ei. Voi nici măcar nu mai credeți că Iisus a înviat. Ei, când cineva revizitează aceste doctrine existențiale, credința în Dumnezeu, învierea morților și judecata veșnică, este o dovadă de infantilitate spirituală, de mare pericol spiritual. Pentru că infantilitatea este pentru o vreme. Tu nu vrei ca copilul tău să rămână bebeluș o viață întreagă. Și nici din punct de vedere spiritual nu este sănătos ca cineva să rămână în starea aceasta care se luptă cu dileme existențiale. Judecata veșnică. Puteți să credeți că există în vremurile noastre oameni care pun la îndoială judecata veșnică? Și nu mai cred că există rai, că există iad. Dragii mei, eu nu știu ce scripturi citesc oamenii ăștia. Dar toate aceste erezii
lovesc în temelia de bază a învățăturilor, a doctrinelor esențiale, existențiale. Apoi Apostolul Pavel compară laptele duhovnicesc cu doctrinele morale bazice ale învățăturii noastre. În primul verset din capitolul 6 din Evrei spune: fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte. Dragii mei, că n-ai voie să bei sau să fumezi, asta e o chestie pe care ai învățat-o în prima duminică când te-ai predat. S-a terminat cu întrebările astea. Că în Biserica Domnului Iisus Hristos noi nu suntem o pricină de potignire pentru alții și nu îi îmbrâncim spre păcat. Și că nu acceptăm și nu admitem imoralitatea, falimentele de ordin etic, furtul, minciuna, ura, bârfa, răutatea. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în faza de infantilitate. Când am venit prima dată la credință, toate aceste lucruri trebuiesc rezolvate. Sunt extrem de deranjat chiar de unii slujitori și n-am ce să fac decât să le comunic și să le spun. Când vine omul în biserică să se pocăiască, șușotez, lăsați-l în pace, că se schimbă el pe parcurs. Un frate avea o vorbă. Zice, la om trebuie să-i spui că poate nu știe. Dragii mei, când un om se pocăiește, el este ca o foaie albă de hârtie. El e foarte docil dacă s-a pocăit sincer. Vă aduceți aminte în ziua cincizecimii ce au spus oamenii care s-au pocăit? Fraților, ce să facem? De asta spunea Domnul Iisus Hristos: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Știați că marea majoritate a valorilor și principiilor formative ale caracterului uman sunt acumulate și asimilate în primii 3-4 ani de viață? Și că într-o mare măsură caracterul unui copil este format în primii 6-7 ani de viață. De aia avem vorba care spune cei 7 ani de acasă. Când a venit să se pocăiască, când are nevoie de harul Domnului, de jertfa mântuitoare, când este copil în credință și doritor să învețe, atunci, frați și surori, se pune temelia pocăinței de faptele moarte. Atunci, copilul spiritual trebuie să învețe ce e bine, ce nu e bine, ce are voie, ce n-are voie, cum se îmbracă, cum nu se îmbracă. Atunci. Pentru că ideea că lucrurile se schimbă de la sine este una dintre cele mai mari utopii ale bisericii moderne și postmoderne și se demonstrează
că fără învățătură și implementare a valorilor, nu există transformare în viața omului. În rugăciunea din Ioan 17, ucenicii sunt transformați prin cuvântul lui Dumnezeu, care se predică constant. Vă aduc aminte ce spunea Apostolul Pavel, că noi ne schimbăm din slavă în slavă după chipul Domnului Iisus Hristos. De ce venim la biserică până la urmă, dacă lucrarea o face Dumnezeu așa de la sine? Ce rost mai are să venim să ascultăm predici? De ce citim scripturile unde ni se spune ce da și ce nu? Cum și cum nu? Pentru că, și aici este marea, marea problemă a atribuirii textelor unde nu se potrivesc. Când vorbim de mântuire, vorbim despre trei lucruri, fraților. Vorbim despre primirea mântuirii și ăsta este cel mai ușor lucru. Credința vine în urma auzirii, auzirea în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a înviat din morți și dacă îl mărturisești cu gura, așa se primește mântuire. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura. Asta e primirea mântuirii. E cel mai ușor lucru. Un om sincer, un om care înțelege că are nevoie de Dumnezeu. Da, cred în a-L chema în față, cred în a-L pune să ridice mâna, cred în a-L pune să mărturisească credință în Domnul Iisus Hristos și dacă e sincer și n-am niciun drept să pun la îndoială sinceritatea lui, pot să declar că a primit mântuirea. Pentru că îl întreb, crezi? Da. Te hotărăști să-L slujești pe Hristos? Da. Mărturisești lucrul ăsta? Sigur, public. Ce-și mântuit? Asta este primirea mântuirii. Unui asemenea om când vine la biserică, eu îi spun, nu contează unde ai fost, nu contează ce ai făcut, nu contează ziua de ieri, nu contează anul trecut, nu contează viața ta de până acum. Hristos te primește, te iubește, e cu brațele deschise, îți oferă mântuirea, îți oferă iertarea. Nu trebuie să faci nimic ca să primești mântuirea. Dar asta se referă la primirea mântuirii. În al doilea rând, avem păstrarea mântuirii. Ei, la păstrarea mântuirii, acolo lucrurile se complică, acolo trebuie să luptăm pentru credința dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Acolo trebuie să rămânem în adevărurile pe care le-am primit, că altfel degeaba am crezut. Aici contează unde ai fost ieri, contează ce ai făcut săptămâna trecută. Nu mai te predai din nou, nu mai pui din nou temelia pocăinței de faptele moarte. Ama nu ne mai batem pe umăr, spunem, Hristos te iubește și te primește așa. Nu. Acum vine copilul și tras un pic de urechiușe. Pentru că nu mai e bebeluș, nu mai e nou născut în credință. Acum deja trebuia să știe. Acum deja trebuia să trăiască. Acum are responsabilități. În faza de lăptic și de bebeluș, n-are nicio responsabilitate. Îl ții în brațe, îl legeni. Dar nici nu poate să facă rău că nu-i dai voie. Îl ții împachetat. E copil. După ce începe să alerge pe piciorușele lui, urmă trebuie să-i stai pe urme, să-i spui așa da, așa nu, acolo da, acolo nu. Se schimbă, nu mai merge să o iei de la capăt. I-ai spus odată că asta e un lucru rău și că nu-i permiți așa ceva. Și i-ai explicat, ca și în armată. Nu știi? Te învăț. Nu poți? Ajut.
Vrei? Te oblig. Doctrinele existențiale, doctrinele morale și, în al treilea rând, doctrinele sacramentale, botezurile, punerea mâinilor și aici sunt multe. Versetul 2 din Evrei 6. Frați și surori, lucrurile acestea ni le mai putem reaminti din când în când. Și ne e de folos. Predicându-le pentru cei care sunt începători în credință, le mai auzim și noi. Și e bine. Dar nu trebuie să ne mai mire, să ne mai șocheze și să spunem, uite, pa, asta n-am știut-o. În treburile astea trebuia de mult să fim învățători. Noi înșine să fim în stare să învățăm pe alții despre aceste lucruri. Că suntem de 10, de 20 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani pe calea pocăinței. Asta este laptele. Ce înseamnă hrana tare potrivit acestui text? Hrana tare este cuvântul despre neprihănire, versetul 13, și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Și versetul 14 spune, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Și aici vreau să explic lucrul acesta. Pentru că aparent se suprapun lucrurile. Păi dacă e vorba între bine și rău, am înțeles că adevărurile începătoare sunt să nu bei, să nu fumezi, să nu faci una, să nu faci alta și alea nu mai trebuie să le revizităm. Dar dintr-o dată ni se spune că hrana tare înseamnă discernământul de a deosebi lucrurile bune de lucrurile rele. Aici trebuie să înțelegem că diavolul are metode mai subtile de a strecura răul. Și uneori e nevoie de adulți în credință, de oameni maturi în credință, ca să vadă că e un lucru rău când nu apare a fi chiar așa de rău. Vă dau un exemplu. Biblia spune că nu trebuie să slujiți la doi stăpâni. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamon. Că nu poate fi nicio înțelegere între Hristos și Belial și nu trebuie să te înjugi la un jug nepotrivit. Da, aici este vorba și de căsătorie. Un credincios să căsătorească cu un necredincios. Fată să ia un băiat din lume sau un băiat să ia o fată din lume. Dar am tot trăznit și bufnit că mă deranjează cu stilul ăsta de amestec, de confuzie. Sunt chemați actori și cântăreți din lume să cânte cântări creștine. Sau tineri din biserică cu talent să meargă să cânte pe scenele lumii cântări lumești, să performeze în lume. Nu mă întrebați, am auzit tot spectrul de argumente. Ce mai din asta, asta mănâncă, asta e meseria. Alții spun, e un mod de a depune o mărturie, pătrundem în locuri unde n-am pătrunde, decât prin asemenea elemente. Păi fiți atenți aici, aveți un talent, aveți niște voci, că n-am auzit în viața mea așa ceva. Voi, ăștia care cântați. Să nu vă prind că vă duceți să cântați în lume. Că stun părul ăla frumos al tău, ai înțeles, Justin? Dai de marbelele cu mine.
locul vostru este să cântați aici, în casa lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Nu pe scenele lumii. Am avut o discuție cu Daniel atunci când a venit acum 20 de ani aici în biserică. 20 de ani, nu? Instrumentist profesionist. Și mi-a spus, frate, am scăpat, sunt eliberat. Ce mediu toxic, infect. Și vorbim de instituții de muzică clasică. Spune, e muzică clasică. Ceva timp în urmă, un violonist de marcă, prin intermediul cuiva, mi-a comunicat dacă aș putea să-l introduc undeva să scape, să nu mai cânte la filarmonică și în lume. Cu toate că era un om de mare succes, cu mare potențial, pentru că e un mediu infect, toxic. Au creat scene unde duc femei, artiste, mi-e frică că li se rup urechile. Au niște cercei, băi fraților, de zici că au plecat cu talangele de ureche. Mi-e frică că le rupe urechile. Dezbrăcate, coboară decolteu. Aveți grijă, fetițelor. Aveți grijă, fetițelor. Decolteuri. Și cântă voia ta, voia ta. Cântă voia ta, voia ta. Ce-ați cântat voi mai devreme. Ce voia cui, domne? Spune, nu că așa îi atragem. Nu. Așa semănăm confuzie în mintea acestor copii, pentru că pastori și oameni care ar trebui să dea dovadă de maturitate și să spună, e foc, e pericol, stați departe de scenele astea, se afișează și încurajează și îi otrăvesc și îi nenorocesc. Și când noi spunem învățătura despre neprihănire, hrana tare, ne ajută să avem discernământ în asemenea situații și să spunem, e foc, e bai, e rău. Se spune că suntem extremiști, că suntem fanatici, că suntem radicali. V-am dat un exemplu. Aici nu mai e vorba de băutură, de fumat, de trăit în nelegiuire și în imoralitate și în stricăciune, ci este vorba să dăm mâna și să ne luăm în brațe cu oameni care le practică. Și să-i validăm. Să ajungă să cântem bisericile noastre. Păi măi, fraților, voi de-aia veniți la biserică să... ca la concert, să ascultați performanțe? Aici venim ca să ascultăm cântările Harului, cântate de neprihăniți, pentru că neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Și când este vorba de copiii ăștia care sunt absolvenți de școli de muzică și intră în mediile astea toxice. Avem atâta minte, numai Hitler n-a avut. Să punem copiii noștri în prima linie a frontului. Ce părere ați avea de o armată unde ar veni toți uriașii, toți soldații, bine echipați. Și învățați cu ale războiului.
Și ar trimite niște copilași pe prima linie și ar spune: voi sunteți în prima linie a frontului. Voi atacați dușmanii primi. Nu este asta o nebunie? Și nu este asta o dovadă de lipsă de maturitate? Sau mai rău? Cred că am ajuns să fim atât de disperați să supraviețuim, să fim relevanți, să avem succes, încât am ajuns să ne mâncăm copii. Am ajuns să ne mâncăm copii. Dar auzit împăratul că la el în cetate mamele își mănâncă copii și a sfâșiat hainele. E de rău. E ultima fază de degradare. Unii sunt obsedați să câștige bogății materiale pe spinarea copiilor lor, pe spinarea talentelor copiilor lor. Să ne ferească Dumnezeu, fraților. V-am mai spus odată. Și vă rog frumos să țineți minte că nu vă spun lucrul ăsta nici din răutate. Cine nu mă știe zice că sunt mânios, că sunt, mă doare, sufăr și vorbesc cu patimă despre lucrurile astea. Pentru că ascultați-mă. Este una dintre cele mai mari dovezi de decădere spirituală. Și mai ales decădere spirituală în biserică. Atunci când pentru propriul succes nu numai că sacrifici oameni, că oamenii sacrifici, sacrifici scripturile, învățătura, adevărul. Și ăștia nu mai sunt oameni infantili, ăștia sunt oameni strecurați pe furiș printre noi, înfierați cu fierul roșu și osândiți în cugetele lor, care în mod intenționat afirmă răul de dragul câștigului. Rana ta înseamnă cuvânt despre neprihănire, înseamnă capacitatea de a înțelege lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Versetul 11, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, lucruri adânci pe care omul firesc, omul infantil în credință, nu le pricepe și se plictisește, îl doare capul. Frați și surori, nu vă supărați pe mine. În primul an de pocăință, unele le înțelegi, altele nu le înțelegi și te duci, dar fiți atenți ce fac copiii în credință. Copiii în credință, când nu înțeleg ceva, nu se plictisește și nu se supără. Dau buzna imediat la cineva despre care au părerea că știe mai bine și zice: n-am înțeles bine, dar cum e asta, dar aia de ce așa, dar aia de ce așa? Are dorința să învețe! Așa spunea Petru, să doriți laptele duhovnicesc ca niște prunci de curând născut. Merg și întreabă. Și apoi hrana tare, drumul către cele desăvârșite, înseamnă capacitatea de a învăța pe alții. În biserică sunt oi, oițe și mielușei. Sunt părinți, tineri și copii. Care e diferența dintre ei? Copiii sunt 100% dependenți. Tinerii sunt mai independenți, își pot purta de grijă, dar încă nu au capacitatea să poarte de grijă altora. Calitatea de părinte spiritual este atunci când îți poți purta ție de grijă, îi poți supraveghea pe tineri, că de-aia tinerii trebuie să fie supuși celor bătrâni ca să-i supravegheze, și îi pot crește pe copii. Vreau să închei. Poate vom continua cu altă ocazie. Vreau să închei cu o afirmație. În seara asta,
Poate că ar fi bine să ne uităm fiecare în viața noastră. Uneori, datorită indolenței, putem și noi fi cuprinși de confort și de lene spirituală. Nu vă supărați, nu o să devenim specialiști în Biblie pentru că ascultăm predicile de la biserică. Ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu, zice, cine își va adânci privirile, privirile tale, în Biblia ta, în timpul tău, acasă la tine. Aici la biserică punem lupa pe cei care predică și zice Biblia, că ne ducem acasă și verificăm dacă ce ne-au spus e bine sau nu. Avem capacitatea de a discerne când vine lupul răpitor și nu cruță turma și vine cu învățături eretice. Însă, întreabă-te pe tine, cât de mult ai crescut? Cât de avansat ești în credință? Cât de matur ești? Pentru că nu este o emblemă, o medalie de cinste ca cineva să fi stat 20, 30, 40 de ani într-o biserică și să se lupte încă cu adevărurile începătoare. Una dintre cele mai mari dezamăgiri pe care le-am avut vreodată a fost să stau de vorbă cu un om în vârstă care contesta toate învățăturile de bun simț, de decență și de smerenie din biserică. N-am avut curajul să-l întreb, pentru că era la vremea respectivă mult mai în vârstă decât mine, dar în sinea mea, așa știți cum facem noi atunci când n-avem curaj să confruntăm pe cineva, îl confruntăm după ce plecăm de acolo și îi le zicem pe toate. M-am gândit, unde ai fost, măi, omule, până acum? De zeci de ani în biserică. Și lucrurile elementare pe care ar fi trebuit să le înveți că-s negru pe alb în Scriptură, tu le contrazici. Haideți să ne întrebăm, fraților, unde stăm din punctul ăsta de vedere? Cum stăm cu etichetele pe care le așezăm pe bine și pe rău? Ne ridicăm în picioare? Haideți să venim înaintea Domnului într-o rugăciune în care să cerem de la Dumnezeu capacitate, discernământ, creștere spirituală, maturizare în credință, să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită pentru viețile noastre. Ne rugăm cu toții!